Bună seara și bine v-am găsit la monitor. O replică a bustului scriitorului Ioan Rusu Șirianu va fi amplasată în locul bustului furat. În urmă cu 2 ani a anunțat municipalitatea arădeană, care a început demersurile pentru realizarea acestei lucrări. Ioan Rusu Șirianu, ziarist, scriitor, politician român, deputat în dieta Ungariei, s-a născut pe 22 iunie 1864 la Șiria și a încetat din viață pe 12 decembrie 1909 la București. Bustul din bronz al lui Ioan Rusu Șirianu, care cântărea aproximativ 100 de kilograme, a fost furat în anul 2014 de pe soclul aflat pe Alea Personalităților de lângă Palatul Cultural. Camera de supraveghere video instalată de primărie în zonă nu a acoperit locul în care se afla bustul, acesta fiind în colțul cel mai îndepărtat al aleei, lângă faleza râului Mureș. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a anunțat că urmează să fie realizată o replică, aceasta urmând să fie montată în locul bustului furat. Așa cum știți, bustul Ioan Rusu Șirianu a fost furat în urmă cu mult timp. Conform procedurii, trebuie să aștepți rezolvarea acestui caz. Nefiind de rezolvat, municipalitatea are obligația să realizeze o replică, de aceea în ședința de consiliu următoare vom intra cu solicitarea de a realiza noi această replică a bustului și sperăm ca anul viitor să reușim să punem pe soclu bustul care a fost furat în urmă cu un an. Bustul din bronz al scriitorului Ioan Rusu Șirianu, înregistrat ca monument de patrimoniu, avea o valoare de inventar de 280.000 de lei. Bustul a fost instalat în 1938 pe Alea Personalităților din zona Palatului Cultural din Arad. Copiii din grădinițele municipiului Baia Mare sunt învățați să aprecieze valoarea banilor. Micuții știu de acum ce înseamnă să economisești, dar și să primești un salariu pe care mai apoi să-l împarți în așa fel încât să-ți ajungă de pe o zi pe alta. George, să trăiți! Pentru că ai testat și atunci te-ai câștigat. Copiii din grădinițele municipiului Baia Mare au învățat ce înseamnă să lucrezi și să primești un salariu lunar. Deși încă nu sunt încadrați în câmpul muncii, cei mici au înțeles prin joc cât de important este să ai grijă de veniturile lunare, astfel încât banii să-ți ajungă de la un salariu la altul. Este un proiect generos, este un proiect lansat cu 2 ani în urmă, din 2010 a început la nivelul primar, clasele 3-4, acum 2 ani clasele 1-2 și acum a intrat și la nivelul preșcolar. Eu sper să fie un proiect, cum să zic, cu aplicabilitate în viața de zi cu zi. Copiii își doresc foarte multe lucruri. Copiii spontani, sunt impresionați de multitudinea de produse de pe rafturi. Încercăm să-i învățăm să cheltuiască cu măsură, să accepte că uneori nu se poate, să desfășoare mici activități casnice, în urma cărora să merită. Deci e forma lor de a munci, nu? Ei muncesc prin joc, faptul că își adună jucăriile poate fi recompensa cu o jucărie nouă. Proiectul se adresează la peste 500 de copii, însă vor fi implicați și părinții. Și pentru că au învățat să economisească, cei mici vor învăța și să dăruiască. Așa că, alături de părinți, vor face pachete cu produse alimentare, jucării și hăinuțe pe care le vor dărui persoanelor nevoiașe. Este o tradiție deja, multe grădinițe au astfel de activități înaintea sărbătorilor pascale. Se donează fructe, alimente pentru copiii nevoiași, fiecare grădință e organizată deja într-o oarecare măsură. Micuții au fost încântați de acțiunile înscrise în cadrul proiectului. Aceștia au promis că de acum încolo vor fi mult mai atenți în ceea ce privește dorințele pe care le au, ținând cont că poate nu toți părinții reușesc să se ridice la pretențiile lor sau poate chiar trebuie să demonstreze că merită din plin să fie răsplătiți cu ceea ce își doresc. Zile întregi de așteptări la ghișee reduse la doar 5 minute este visul oricărui tânăr cu inițiativă care vrea să înceapă o afacere. După ce și-au tocat nervii cu birocrația, câțiva IT-iști clujeni au creat o platformă prin care toate datele necesare deschiderii unei firme să fie colectate rapid pe internet. Astfel, antreprenorul poate să primească toate documentele necesare în doar câteva minute.
Raul și Mihai sunt doi dintre cei patru IT-ști clujeni care s-au gândit să înceapă o afacere în urmă cu mai bine de un an. După ce au completat formulare peste formulare, s-au plimbat de la un ghișeu la altul și au așteptat la cozi pentru a plăti taxele, au luat problema în propriile mâini. Au creat un site care generează toate formularele necesare pentru deschiderea unei firme, astfel că antreprenorul nu trebuie decât să le completeze de acasă și să le depună la instituțiile aferente. Eu am văzut că lucrurile merg greu, chiar dacă știam pe internet multe lucruri, tot nu știam exact ce să facem, unde să mergem, câte formulare să completăm și ne-am gândit să automatizăm tot procesul. Cu platforma noastră îți ia 5 minute să-ți faci toate formularele și un drum la registru. Tot ce trebuie să facă utilizatorul este să urmeze 10 pași simpli. După completarea datelor personale, site-ul generează restul informațiilor necesare. Sediul PFA este tot o adresă. Codurile ca în activitățile pe care fiecare persoană își le pune pentru pe care vrea să le desfășoare cu acea firmă până la urmă. Punctele de lucru, adică sau sedii secundare. Și asta este tot. Deci am ajuns la ultimul pas de generează formulare, apas pe acest buton și noi le trimitem formularele pe e-mail, gata, completate. Tot ce mai trebuie să mai facă o persoană este să le semneze, să le scoată la imprimantă, să le semneze și să le depună la Registrul Comerțului. De ce ar trebui să aleagă cineva site-ul acesta? Păi, în primul rând, pentru simplitate. În al doilea rând, eliminăm redundanța, nu mai trebuie să scrii datele, aceleași date pe formulare diferite. Site-ul oferă și posibilitatea înființării unei întreprinderi individuale, dar și desființarea acesteia sau a PFA-ului. Desființarea de PFA este chiar mai scurtă decât înființarea. Dacă cumva ai avut norocul și ți-ai scris datele la noi pe site odată la înființare, la desființare tot ce va trebui să faci este să apeși pe un buton. O să adăugăm tot felul de formulare folositoare pe care oamenii, dacă și-au completat deja și avem anumite date, nu mai trebuie să facă nimic decât să și le genereze și o să le primească pe e-mail. Toate serviciile oferite de site sunt gratuite. Conflictele din Orientul Mijlociu și-au pus amprenta asupra concediilor românilor. Dacă până nu demult Egiptul sau Tunisia erau preferatele turiștilor, cererea a scăzut drastic în ultimul an. Soluția găsită de tur operatori este promovarea destinațiilor europene, în special cele din vestul și sudul continentului. Egiptul era până anul trecut una dintre destinațiile preferate de români pentru vacanțele de vară. După prăbușirea avionului rusesc în stațiunea Sharm el-Sheikh, cererea a scăzut drastic. Nici Tunisia nu mai e deloc atractivă, fiind o țintă a atacurilor teroriste. Lumea a început să devină puțin mai atentă la o anumită zonă geografică, respectiv Orientul Mijlociu, Orientul Apropiat, tot ce înseamnă Sharm el-Sheikh, Urgada, care erau destinații favorite ale românilor și de la București și de la Cluj și din toată țara, au început să nu prea mai fie căutate. Egipt și Tunisia cam 90% au fost ca și scădere. Românii confirmă faptul că se tem să călătorească acum în țările marcate de conflicte. Mă gândesc că e foarte riscant la aeroport să mergi, deși nu te vizează pe tine ca turist, dar poți să fii la momentul nepotrivit acolo. Depinde acum în ce zonă, adică zone și zone. Dacă ai merge acolo, alege o zonă mai liniștită. Da, probabil. Am avut clienți care eram cu ei în perioada de ofertare și care ne-au spus, domne, gata, ne oprim cu ofertarea, rămânem acasă în acest an, ne ducem la noi, la munte, la mare și atâta tot, nu mai mergem în străinătate. În aceste condiții, agenții de turism s-au văzut nevoiți să se reorienteze, au renunțat la destinațiile din Orientul Mijlociu și au revenit în Europa. Românii au făcut deja rezervări pentru țările din vestul și sudul continentului. Suntem aproape la acest moment la un grad de încărcare de 40%, deci aproape jumătate pe spate. Mallorca vine foarte bine din spate, tot așa aproape de 30%. Barcelona și Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol sunt programe pe care le operăm în extra sezon. Noi am deschis în Portugalia un zbor charter pe partea sudică, pe coasta Algarve, un zbor direct către Faro. Ca și alternativă ar mai putea să fie și Grecia, care deja este o destinație destul de bine sedimentată și în continuare suntem convinși că oricum românii vor solicita vacanțele către această țară. Și cei care doresc să călătorească mai aproape pot să călătorească către Bulgaria, unde gradul de ocupare este în creștere.
Din toată această afacere s-ar putea ca turismul intern să aibă cel mai mult de câștigat. Tur operatorii au observat deja o creștere a cererilor pentru destinațiile din țară, considerate mai sigure și mai avantajoase. A învățat să cânte păzind mioarele pe dealurile satului natal, iar glasul ei unic a uimit o țară întreagă. Domnica Trop i-a fascinat chiar și pe celebrii Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, care au dus-o la București să înregistreze melodiile. Acum, la 78 de ani, mama Domnica Trop, așa cum îi spun toți cei care o iubesc, este tezaur uman viu, recunoscut de UNESCO și trăiește cu demnitate și modestie într-o căsuță țărănească de la marginea satului, în care s-a născut dintr-o pensie de nici 300 de lei. Seara când răsare luna, melodia care i-a adus celebritatea răsună și astăzi uimitor din glasul mamei Domnica. Trecerea anilor nu i-a putut fura cea mai de preț comoară, vocea autentică dăruită de Dumnezeu. Cea supranumită privighetoarea de la poalele munților a învățat să cânte când mergea cu animalele la păscut. Mama Domnica, spuneți-mi, da, cum ați învățat dumneavoastră să cântați? Păi cum să învăț, mamă? După oi, după capre. Mi era urât singură, mergeam câci o vorbă de colo, câci una de colo, până îmi faceam câncicul. Că mi era frică să gen lup, că venea lupii la capre. Să cântam să mă audă să lupii, să fugă. Glasul rapsodului ar fi rămas să încânte doar munții dacă nu ar fi fost Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. Mari artiști au ajuns în zonă la un spectacol și și-au dat seama de valoarea unică a Domnicăi și au ajutat-o să ajungă la București, unde și-a înregistrat piesele la radio și apoi la televiziune. Am cântat două cânte și eu placu lui Ion Dolănescu cum am cântat. O șeru două cânte și de la mine, le-am dat unul lui, unul Mariei. Sârvestul am mai cântat eu, știi. S-au zis că cum să mă duc la București? Eu mi-am spus, nu pot să vin la București, că eu nu știu. Eu nu știu să vin la București. Și atunci directorul nostru era la Camin, avea unul Ion Draghișescu, avea copiii la București. S-a dat telefon la omul ăla să-i trimite la copiii lor să vină să mă ia de la Ivenia. S-a venit copiii lui, ea să mă lua, să mă duc la București. Și am stat 7 zile la Maria Ciobanu, acasă la Ion Dolănescu. M-a registrat pentru radio și pe urmă, săraca, fiertată, asta Murărească, Marioara Murărescu, a zis că tanti era la televiziune, știi? Tanti, nu vreți să veniți la mine, tanti. În 2013, mama Domnica a fost declarată și recunoscută de UNESCO drept tezaur uman viu, pentru meritul de a fi păstrător al cântecului autentic. Ceea ce fascinează este că Domnica Trop nu a știut niciodată carte. Își potrivea versurile în gând și le învăța, iar apoi își cânta piesele de răsunau dealurile. Și am înțeles că le făceați pe loc. Vă duceați la om? Loc. Mă duceam la nunț, cânta la spinarea omului. Îmi venea cânticul să-l cânt atunci când cântam, nu că le-am învățat panașia. Și potriveați vorbele? Potriveam vorbele să... Două bărșine, nană, 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 pișoarile nu mă țină. Doar 17 români din țară mai sunt considerați de UNESCO tezaur uman viu. Titlul nu i-a adus însă și o recunoaștere materială, așa cum ar fi fost normal, pentru că la 78 de ani Domnica Trop încă mai muncește cu sapa în satul natal Isverna, așa cum a făcut o viață întreagă, să-și câștige existența. E muncă, mumă! Aici pun cartof, pun fasoi, pun... Ce să fac? Are al meu câtă pensie. Nu mai descurcăm cu aia. Și dumneavoastră ce pensie aveți? Ai, am 2.700.000, că domnul Dan, el, un blagi meu, facoță mie câtă pensie, că aveam 300 cam. Adică 30 de lei? 30 de lei avem. Să mă mărit-o el, mai făcut o mă știu, el, să mă mărit. Atât vă dă statul român dumneavoastră? Atât, mamă, atât. Și cum vi se pare lucrul acesta? Nu vă revoltă? Ui, dar ce să fac? Că sunteți o mare valoare. Păi, dacă astea dau consăgerate. Și acum încă mai munciți? La 78? Păi, cum? Toată vara în sapat. În sapat, am pulies, dar nu s-o prefacut cu posești.
Domnica Trop trăiește doar dintr-o pensie de boală de 270 de lei și continuă să cânte la ea în ogradă pentru a-și face viața mai frumoasă. Nane, nane, dar s-o muiat inima mă. An de an, strandurile termale de la Băile Felix sunt arhipline de Paști și asta pentru că este mai comod pentru bihoreni să-și petreacă sărbătorile mai aproape de casă, iar turiștii din afara județului vin aici deoarece prețurile sunt mai mici decât în alte stațiuni. Mai multe decât atât, anul acesta Paștele cade în 1 mai. Mii de turiști din toate părțile țării vin de obicei în stațiunea termală cu ocazia sărbătorilor pascale, mai ales că în ultimii ani s-a investit în reabilitarea localității. Mai mult decât atât, și ofertele propuse sunt de nerefuzat. Am avut oferta de Paști la 3 zile de persoană, 270 de lei. Tariful include cazare, mic dejun și cina specială de Paști. S-a epuizat deja oferta, 100% s-au vândut toate locurile. Însă avem oferta de 1 mai la 170 de lei, 2 zile de persoană, cazare cu mic dejun și cină de 1 mai, plus acces la piscinele hotelului, interior, exterior și la sala de fitness. Și aici deja 95% s-au vândut locurile și mai avem oferta de Rusalii la 270 de lei de persoană, 3 nopți, cazare, mic dejun, cina specială de Rusalii și acces la piscine și la sala de fitness. Avem un centrul spa al hotelului unde se pot face și alte tipuri de proceduri, masaj de relaxare, sauna, jacuzzi. Avem și baze de tratament unde se pot face de asemenea foarte multe proceduri de tratament. Avem domn doctor care consultă pacienții și le prescriu aceste tratamente. Cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România, Băile Felix, se află la doar 8 km de municipiul Oradea, iar temperatura apelor termale variază între 20 și 49 de grade Celsius. Prin rețeaua de hoteluri, Băile Felix oferă 7.000 de locuri de cazare, precum și bazine de înot, ștranduri în aer liber sau acoperite și, bineînțeles, mult aer curat. Stațiunea le-a oferit până acum, an de an, celor sosiți din alte părți ale țării și cazați aici slujbe de înviere la bisericile existente în stațiune. Autoritățile germane au înregistrat peste 180.000 de solicitări de azil în primul trimestru din 2016, ceea ce înseamnă o creștere cu 112% față de aceeași perioadă din anul trecut, a anunțat Ministerul German de Interne potrivit Reuters. Creșterea mare a numărului de solicitări de azil se justifică prin faptul că majoritatea celor peste 1 milion de imigranți din Germania de anul trecut a fost întâi înregistrată, așteptând apoi săptămâni sau luni pentru a-și putea depune cererile. Pe fondul închiderii rutei balcanice de la jumătatea lunii martie, numărul de sosiri a mai scăzut, într-o mică proporție, luna trecută, în condițiile în care circa 10.000 de persoane intrau zilnic în țară în timpul verii anului trecut, apogeul crizei imigrației. Din cauza numărului mare de imigranți care au așteptat în adăposturi, în martie s-au depus 60.000 de solicitări de azil, ceea ce înseamnă o creștere de 87%, mai mare față de luna martie a anului trecut și o scădere de 11,5% față de cele înregistrate în luna februarie. Iar acum să vedem cum arată prognoza meteo pentru următoarele zile. Pentru duminică, vremea va deveni în general instabilă. Vor fi norări temporar accentuate și se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice în cursul zilei pe arii relativ extinse, în jumătatea de vest a țării și local în rest, iar noaptea, mai ales în sud-vest, sud și centru. Izolat, îndeosebi la munte, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări la munte în est și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi în scădere față de ziua precedentă.
precedentă, dar se vor menține mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în regiunile extracarpatice, astfel încât vor fi cuprinse între 13-14 grade pe litoral și 24 de grade în sudul Munteniei. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 12 grade. Luni vremea va fi în general închisă, însă regimul termic va fi caracterizat de valori de temperatură apropiate de cele climatologic specifice acestei date din an, deși acestea vor continua să scadă ușor față de ziua anterioară. Pe arii relativ extinse în toate regiunile, temporar se vor semna la ploi, mai ales averse și posibil descărcări electrice, iar vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în sud-vest și la munte. Pe arii restrânse, cantitățile de apă cumulate vor fi mai însemnate, îndeosebi în zona Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în sudul și estul teritoriului, iar cele mai coborâte în zona deltei Dunării, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 12 grade. Pentru marți, înorările vor persista în majoritatea regiunilor și va continua să plouă pe arii relativ extinse în prima parte a intervalului. Apoi, treptat, aria ploilor se va restrânge spre jumătatea estică a teritoriului. Ploile vor avea mai ales caracter de averse, iar pe arii restrânse cantitățile de apă cumulate vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări temporare în sudul țării și la munte. Regimul termic va fi caracterizat de valori de temperatură normale pentru această dată din an, urmând a se înregistra maxime cuprinse în general între 14 și 19 grade și minime între 6 și 11 grade. La știrile din sport, vedeți ultimele noutăți din fotbal, oină și fotbal în sală. Clasată pe un loc de retrogradare, ACS Poli Timișoara va susține în acest final de săptămână un meci decisiv pe teren propriu cu revelația ultimelor etape FC Voluntari. E adversarul într-o situație mai mult decât bună în ultimul moment. E o echipă în formă în acest 2016 cu victorii aproape pe linie. Au ieșit din zona periculoasă și se prezintă ca o echipă, ca o forță momentan. E clar că ne așteaptă un meci extrem de dificil și poate de una din șansele care am putea să noi să ne redresăm puțin, pentru că altfel dacă nu vom reuși să câștigăm, ceea ce îmi doresc și sunt convins că putem să obținem victoria acum, chiar dacă venim după un duș rece, mai mult decât rece, trebuie să câștigăm cu orice preț meciul de duminică și să mai sperăm în continuare. Meciul ACS Poli, FC Voluntari, se va disputa mâine de la ora 17:30. Nu știu, ei s-au dus cu gândul să câștige fiecare partidă unde au jucat, indiferent că au jucat acasă sau în deplasare. Au și reușit în cele mai multe ori. E clar că vin să câștige partida, mai ales că noi suntem într-o situație cum suntem. Deci doresc lucrul ăsta să fie liniștiți din punct de vedere al evitării retrogradării și după care să pot gândi dacă au o șansă să prindă locul 7 sau nu. Nu știu, nici nu mă interesează cu ce gând vin ei, sunt convins că vin la victorie, este clar. Antrenorul echipei de futsal, Informatica Timișoara, Robert Lupu, spune că noii veniți, brazilienii Felipe Pinto și Savio Valadares, mai au nevoie de timp pentru a se integra în jocul colectiv. Nu neapărat că am surprins sau 22-24 de ani, mă bucur, eu pot să spun că nu sunt încă la valoarea lor și să vii de o săptămână și să joci. Sunt foarte multe scheme, foarte multe lucruri care nu le știu. Eu cred că pentru noi a fost bine ca și schimbări, dar nu neapărat că a fost un plus. Momentan nu este un plus mare pentru echipă. Cred că pe viitor va fi un plus, dar deocamdată doar ca și schimbări. Antrenorul jucător susține că, până la finalul sezonului regulat, Informatica va avea meciuri grele, chiar dacă a învins recent liderul Auto Bergamo Deva. Nu este asigurat, pentru că dacă am pierdut la Târgu Secuiesc și cu Galați în cupă, Călăraș e o echipă mult mai bună decât Târgu Secuiesc și Galați. Deci noi dacă pierdem la Călăraș acum, suntem la fel. Deci Deva poate intra în cărți, nu mai e un campionat ușor
Și mă bucur că meciul acesta a fost un derby, un meci chiar care s-a văzut tensiune, s-a văzut echipă care joacă și în deplasare. Și mă bucur că am câștigat, că am ieșit bine. În următoarea etapă, Informatica va juca pe terenul Dunării Călăraș. Meciul va avea loc luni de la ora 17. Faza interjudețeană de oină a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar pentru echipe de liceu s-a disputat la Gura Honț. Echipa locală, liceul Ioan Buteanu Gura Honț, a reușit să câștige cu scorul de 24-3 în finala cu colegiul tehnic Alexandru Borza Giagiu, județul Hunedoara. Echipa din Gura Honț s-a calificat la faza pe țară, care va avea loc în 15-16 mai la Ineu. Monitorul se încheie aici, însă nu înainte de a vă prezenta o imagine menită să ne reamintească de frumusețile patriei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere și pe curând!